până să începem, vreau să vă zic un singur lucru. Am lansat brandul. Ce mai stați? Matthew, l-aveți aici. Iced Tea. Aveți absolut ce vreți voi. gbygeorgescu.ro, linkul din descriere. Let's go. Mergeți la shopping dacă vreți să vă cumpărați ceva. Abonatul zilei este Vexi. Abonează-te și tu dacă vrei să apari în următorul videoclip. Hai să ne uităm la semine, da? Hai cu următoarea parte, că a trecut 3 luni. Pă bune, Semined! Pă, parcă așa am zis, nu? La fiecare 3 luni reacționăm la TikTok-urile trimise de voi. Trimise unde m-ai întrebat? Știu, știu, Mădălin, știu. De-abia aștept să-mi iau SMB7-ul ăla. De-abia aștept ca să pot să fac live-urile cum trebuie. Pe Instagram Semineduț, bineînțeles. Follow acolo. Băi, dacă am zis că facem episod la fiecare 3 luni, am zis, n-am ce să fac. Deși eu nu mi-aduc aminte să fi zis. Astăzi, oameni buni, ne luăm doza de cringeuială cu niște TikTok-uri fashion related sau poate nu ne luăm, cine știe, poate vor fi chiar bune, deși mă... Da, vă dați seama, TikTok-urile din România fashion related sunt bai de cap și de zilele mele. Îndoiesc că mi-ați trimis voi ceva ca lumea, că vă cunosc. Dacă nici eu nu mai îmi cunosc comunitatea, atunci cine? Înainte să începem, vreau să te rog frumos să te abonezi, fiindcă în ritmul ăsta nu ne mai strângem noi o... Pă bune, apăsați butonul ăla de subscribe. A, apăsați și o să vă apară și numele pe ecran, acolo sus de tot în colț, uite acolo, lângă capul Seminet, în colț vă apare numele. Păi da, cu Go XLR n-ai cum altfel. 100.000 de abonați nici la Pulivar. Doar 1% din cei care mi urmăriți clipurile sunteți și abonați. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă vă abonați toți în momentul ăsta, o să ne strângem 1.000.000 de abonați să mor. Hai bagă un like acolo ca să ajungă clipul la recomandate, la cât mai multă lume, bla bla bla, Doamne ajută. Fără alte introduceri, follow pe Instagram Semineduț unde postez meme-uri. Gibai Georgescu și Georgescu, follow pe Instagram băieți, nu uitați. Fashion related, follow pe TikTok, alătură-te canalului. Puteți și voi să dați join ca idee, vedeți că avem funcție de membri. Dacă vrei să mă susții în mod direct și să primești insigne cu Adidas și tăi favoriți și let's... Nu, bă, nu, 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 nu. Ce ziceți de ăștia? Ce ziceți de băieții Angry White? Refuz să mă uit dacă sunt toate așa în stilul ăsta, să-mi bag picioarele de nu opresc. Vai, de capul și de zilele mele, bă, asta e mai rău decât cum era Bape-ul când eram eu mai mic. Am început direct! Big W, Big W pentru băieții ăștia. Vezi clipul. Vai de zilele mele, bă, câte taguri mi-ați dat aici, chill out. Pokemonii când se zbat că vreau să-i bag în Pokemon. Efectiv. Bol. Vedeți că Sonic era cu fuga, nu cu bătaia. Datoria și necazul. Ce poți învăța de la terminatul ăla de Seminet? I see you're a man of culture as well. I mean, să mai ziceți voi că n-aveți ce învăța din clipurile. Nu mai vreau să intru în acest subiect. Mele, poftim. Bă, oare cu ce să mă îmbrac și eu astăzi, să le iau pe ăsta? Sau să-l iau pe ăsta, că nici nu știu. Ce faci, boss? Uite bine, băi, mamă, să rămână. Mă gândesc eu cu ce să mă îmbrac pe afară, tu? Ți-am cumpărat ceva și am mai să-ți văd. Bă, mi-ai luat o foaietură, mă? Da, bă, sărăcie. Da, bă, sărăcie. Cât de bună, mama! Mamă, savage, maică, s-a savage. Bine, vă dați seama, probabil e scriptat. Deci, ce tar sunt. Îți plac? Da, eu stai așa să-i probez. Da. Băi, mamă, sunt 39, tu ce ai comandat aici? Mă, eu am comandat 41, ce au adus ăștia nu mai știu. Păi și acum ce facem cu ei, că i-am luat degeaba. Că nu-mi vin. Nu degeaba, că 39 e mărimea mea. Băi, foarte tare. Bună, bună, maică sa. Mi-a mai apărut băiatul ăsta pe feed cu clipuri de genul cu maică sa. Și e cool rău, doamna. E genul de content care chiar mi se pare ce trebuie, sincer. M-aș uita toată ziua. Și mie îmi place contentul ăsta, vă jur, mor cu el. Eu la content de genul. Uite încă unul care îmi place. Bă, ia uitați-o pe mama, mă, pe TikTok se postează numai cu branduri și care drip și așa. Și uite cum se îmbracă de fapt. Fii atent aici, marea de mascare. Ce zici, mă, mamă? Nu te mai postezi cu branduri ca pe TikTok acum? Hai, salut, vecine. Ce vorbești? Că nu e nimeni, băi, mamă. Bă, cum ai făcut asta, mă? Ce crede? Mamă, cum e maică sa! Ce credeai, fraierică? Dar de fiecare dată ești bine, din orice situație. Soarta, frățică, niciodată în viața ta nu se mă fac. Cât de bună, bă! Wow, 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 mor, bun! Big like, da, bravo, uite, big bă, like, amândurora. Every person care poartă acea pereche de Adidas de Red Thunder, every person, asta e. Every person, fix asta e, fix persoanele care poartă așa ceva, așa, asta fac. Ok, am și eu o întrebare și n-are legătură cu de ce ai făcut asta. Bănuiesc că ți-ai dat Adidas și ai jos ca să nu-i uzi, nu? Întrebarea mea e, de ce i-ai mai dat jos, că oricum i-ai încălțat fix după baie, erai flash că oricum. Păi cam ăsta e efectul Red Thunder, oameni buni, nu degeaba v-am mai zis eu că să mai numesc și Red Thunder. Totul a început de la Night Tupeu.
Da, asta, sau a venit un copil pârlit la el și l-a întrebat dacă vrea să filmeze un TikTok cu el pentru 100 de lei. Brașov, oraș de poveste. Băi, mi se părea mie cunoscut. Ăsta e Afi Brașov, nu? Am fost aici iarna trecută. Și eu am filmat. Hai în club, hai să bem, hai să construim un imperiu, să dezvoltăm afaceri, să ne răsplătim părinții, să ne atingem obiective, bla bla bla. Băi, de ce mi-ați trimis așa ceva? Ce aș putea să comentez la... stai puțin. Aoleu, acum am... Bă, antreprenorii ăștia de TikTok sunt cei mai cringe antreprenori de pe planeta Pământ, toți antreprenorii ăștia de pe TikTok, vă jur, efectiv mor cu ei. Îmi dați seama, mi-ați trimis asta fiindcă băiatul ăsta poartă ricuri. Vai, ce terminați sunteți. Băi, nu știam eu ce mă deranjează vizual la poza asta. Așa, outfit, când la 4 ai o întâlnire importantă la bibliotecă și la 7 cauzi licurile lui Carti. Nimeni nimic, eu la ora de mate. B, dacă Gigel pleacă cu mașina și merge cu 70 de km la oră, ce culoare avea tricoul lui Gigel? Băi, dacă mai aveți edituri de astea cu mine, să-mi dați taguri, da? Fiindcă le repostez dacă-s mișto. Cine știe, poate facem și un episod pe YouTube în care reacționăm la editurile voastre dacă se strâng destul de multe. Mai vedem. Cât nu, costă tot ce ai pe tine? Mamă, David meu, vai de capul meu. Salut, bro, te pup. Păi să începem de jos. Sunt niște lamvanuri. Mamă, băiat, avea emoții un pic. Nu știu cum se numesc, dar culoarea red and white, nu știu, vreo 35, cam așa, 37. Pantalon minus 2, dă pe minus 2, nu chiar așa de mult, vreo 200. Bun. Pe mine am cureaua asta, baby. Vai, când credeam că nu se... Da, cureaua e, bă... Poate asta mai rău arată cureaua, habibi. Asta e rap. Aia să fie rap. Da, hoodie-ul ăla garantat nu e. Tricou Revenge, asta sincer nu știu. Tricou Revenge asta nu știu. Din ce în ce mai rău. Și ăsta e primit cadou, dar ăsta nu știu. Și pentru cele mai... Da, nu știu. ...șmechere săpunuri, sens. Bă, dar ai introdus reclama asta așa prost de zici că ar fi avut el nevoie de săpunul ăla. Deci Lanvin cu Bibi, cu Revenge, cu LV, cu Supreme. Mai ziceți voi ceva. Băi, cel mai urât hanorac existent, băs. Da, dar e mișto să-l ai în colecție. Puteți să-mi faci zice ce vreți. Să mor eu și mi se pare că e peste 5.000 ăla legit. Cine? E peste 10.000. L-am podobit. Îți place să poți jeansi? Nu arunca banii pe aceste trei modele. 1. Jeansii tăiați sau blugii tăiați erau odinioară semnul că ai fost jefuit de hoți sau că n-ai avut bani de ei întregi. Deși sunt meniți să transmită un aer rebel tineresc, au un aspect total neglijent și sunt incompatibili cu piesele ce compun garderoba bărbatului stilat, precum cămașa, sacoul, cravata. În cel mai îndrăzneț caz... Auzi, păi și noi ăștia care nu purtăm înseamnă că nu suntem bărbați stilați? Păi în sacou și în cămașe mă duc în băneasa la papa și să-mi iau meniul la 10 lei. Jeansii au luat naștere ca obiect vestimentar masculin. Migrarea lor ulterioară în garderoba feminină a făcut să le crească procentul de elastan din compoziție, care să permită croieli mulate. Așadar, croielile mulate transmit un aer efeminat și... Ați auzit, da? Deci dacă vreți... Pă bune! ...să vă traduc ce zice domnul aici și nu vă mai luați blugi mulați că-s de femei. Which is bullshit, băi, un om care chiar are treabă cu fashion, nu o să zică niciodată nu mai purta skinny jeans. Băi, când văd pe vreunul care zice chestii de genul, parcă mă... face să vreau să port și mai mult articolul la vestimentar de care vorbește el prost. Cam cum faceți... Și să dai poză. Voi cu mine când vă luați perechi noi de aptempouri și-mi trimite. Transmit aer efeminat. Domnule, sunteți pe TikTok. Vă rog frumos, vorbiți în așa fel încât să vă înțeleagă toată lumea. Hei, blugii colorați. Deși poate e tentant să vrei să dai culoare ținutei, ia în calcul faptul că scopul este să transmiți totuși un grad de seriozitate. Vrei ca persoana cu care vorbești să fie atentă la ce zici, nu la pantalonii tăi roșii. Băi, nu cred că există cineva care să aibă viața socială afectă datorită vestimentației receptorului sau viceversa. Vezi, băi, mai știu și eu niște cuvinte de astea, până la urmă nu-s prost degeaba. Și cât despre atenție, băi, eu am ADHD și tot am reușit să fiu atent la clipul ăsta. Follow, dacă vrei să te îmbraci corect. Păi și aia nu, aia nu, dar până la urmă ce-am voie să port, domnule? S-a terminat TikTok-ul și tot n-am aflat. Of, nici în noaptea asta nu dorm. Cine zice? Niciodată nu am văzut blugi colorați. Bă, când eram mai mic purtam blugi verzi, blugi roșii, era cool. 2010, 2011, 2012 a fost o perioadă în care era mega, mega cool să porți blugi colorați, frate, băi. Rupeai norma când te duceai la școală, rupeai norma. Adevărat, bine zici, Silviule. Puh, mamă, săracu, ce-a făcut la blecheturile alea. O frățioare s-a ales praful de ei.
Bă, da, fiți atenți pe unde călcați, că e jale. Am pățit și eu odată în Anglia și eram în papuci. Aveți grijă să nu o luați pe urmele băiatului ăsta. Bă, da, iar vii, bă, cu glumele astea proaste, dar mai încetează, du-te în... Sunt custom. Da, i-am cumpărat de la unul de pe șantier, a zis că-s black cement. Bă, bravo lui, măcar face haz de necaz omul. At this point, sincer, mai degrabă intrai și cu celălalt în ciment decât să încerci să-l curezi pe ăsta, părerea mea. Cool, nu? Cool! Fac și eu! Ce ziceți? Ce ziceți? Asta e ușor, că era să apuci coborul. Da, foarte sugestiv. Sugestiv. Băi, sunt curios dacă există vreun episod în seria asta fără să avem măcar un Angry White. Și-a dezactivat comentariile. Cred și eu că și-a dezactivat comentariile. Băi, aș fi avut câteva de zis, dar e clar că omul nu vrea să fie criticat. Eu nu cred că și-a dezactivat comentariile de bune ce erau, înțelegi? Bă, dar și ăștia răi au comentat aici până s-a supărat băiatul. A, să-i bă, frate, să poarte ei pantaloni albi cu tech fleece cu Young Rich White, că până la urmă nouă ne rămân mai multe femei. Bună ziua! Am adus toate felurile de Adidas de la Barberi. Wow, Burberry, be careful! Toate mărimile și... Mama mea, și Jordania cum arată? Vai, cum arată Jordania, i-a mâncat, aș gura voastră! Ia vedeți Jordanii ăștia, i-ați văzut chat? Lui, și mărim și modele. Și mărim și modele. Cu sătură. Doamne, cum arată ăștia. Calitate... Full Burberry. Deci nebun. De deci dacă băiatul ăla de dinainte a călcat cu ei în cim... Mama mea, cum arată Jordanii ăștia. Mentă ăștia arată de parcă i-a călcat motostivuitorul, ești nebun. Toate mărim, le-am adus blugi. Discord. De la Discord. Băi, dar cum? Discord, blugi ăștia Discord. Mamă. Toate și mai multe modele. Am adus Adidas de la Barberi pe negru. Băi, am așteptat tot clipul să zică că sunt originale, dar uite că pare corectă, doamna. Ce rasă sunt? Aveți Jordan 4 pulăroși. Vezi că ăștia nou joc mi se par hard. Perechile astea mi se par hard, nu știu de ce. Bă, da, mi se pare tare rău ce face băiatul ăsta, mi-a mai apărut pe feed. Borsetele alea din rafie, 10 din 10. Și mai are pe aici niște chestii interesante. Fii atent, portofel făcut din ambalaj de corn magic, nu știu, mi se pare genial. Uite aici, borsetă, mai zic ceva. Asta e borseta. Da, astea chiar sunt hard. Adevărată, nu ce poartă roadman ăștia wannabe. Uite-te puțin la sneak. Andrei Bryan, băi, Andrei Bryan, băgați acolo. Cărșește Ikea, ești nebun? Dar ai grijă că pare o idee pe care ar ciordi-o ăștia de la Ikea în mod neironic. Au cazier când vine vorba de chestii de genul. Ok, not gonna lie, geaca e a bit too much. Dar totuși, bro, dacă vezi clipul ăsta, continuă tot așa. Mi se pare tare ce faci. Și mie îmi place big like. Aștept și eu o pereche de sneakers de ăștia Ikea, da? Și o borsetă dacă nu cer prea mult. Cele mai nașpa fake-uri posibile, că am văzut că vă place, e partea a doua. Young Rich White fake, mi se pare incredibil cum românii au... Nu pot să cred, frate, că au făcut așa ceva românii noștri! Eu nu pot să cred că românii noștri au ajuns să facă fake-uri după Young Rich White, probabil le vând din IDM sau unde-astea. What? Au făcut fake-uri după absolut orice. Mamă. Dar pe bune fake-uri după fake-uri. Bă, sincer, mie unul nu mi se pare. Sunt chiar mulțumit să văd că există așa ceva, ca să vadă și ei cum se simt brandurile de la care copiază ei. E cam același lucru. Niște geci la treptar cu un imprimiu foarte prost. Aici ne-am obișnuit exact la fel și în compleu. Ne-am obișnuit să vedem treptar peste tot fake-uit. În continuare avem niște... Băi, nu știu exact... Mamă, cum arată ce-i în... 60 de lei ce-i în reaction-urile astea? Vai. Cât de bun. Exact unde ești tu aici, dar asta mi-a adus aminte de o poveste. Pentru cine e din București, există aici un mall și nu o să vă zic care sau unde, dar în interiorul mall-ului există o ușă care e mai degrabă un portal către o altă dimensiune. Deci ești frumos în mall, Zara, H&M, Starbucks, alea și intri pe ușa aia și după te teleportezi în tărâmul Versace, Trapstar, toate fake-urile posibile, ești nebun? Repet, e în interiorul mall-ului. Eu eram cu cineva și căutam baia și am ieșit pe ușa aia și e gen one way, odată ce ai intrat nu mai poți să ieși
treci dacă nu treci prin tot. Băi, și toți oamenii ăia se uitau așa urât pe noi acolo, zici că am venit să-i dăm în gât la gardă. Băi, așa ceva, să vinzi fake-uri direct în interiorul mall-ului, frate. Dar știi care e faza? Că după ce treci de ușa aia, nici nu se mai simte ca și cum ai fi în mall. Se simte ca și cum ai fi în bazar sau ceva de genul. Probabil cine e din București știe. E în San așa ceva, Slayer? Nu știu, I don't know, nu știu unde. Bun, fantien la modul ăla, serios, gen. Nu știu de ce, dar ceva îmi spune că îi cam plac tienurile. Care e cea mai frumoasă pereche de Adidas? Cred că nu mai este nevoie de nicio dezbatere și de nimic de spus, pentru că nătăfleții ăștia frumoși, frumușei ăștia poznași și ugubeții ăștia amuzanți au spus tot ce trebuia spus. Căde... Ah, da, e Sanu, bravo, Zler, ai dreptate, dacă e conectat la Castane, am uitat că e conectat la Castane, wow, e real. Doamne, cum e în Castane acolo, wow. Băi, degeaba... Da, ăia, pe bune s-ai dat șugubății. Ne chinuim, băieți, că nu o să ajungem niciodată ca el. O, da, l-am văzut pe ăsta, e vechi și am lăsat și comentariu, ce naiba. Prima oară în viața mea când am și eu noroc la o chestie de genul, că până acum pe unde am mai participat numai ghinioane, n-am să vă mint. Mă, chat. Doamne ferește. 6ix9ine știe măcar că ați făcut collab? Bă, nu știe, dar cred că află el la vară. Păi ce n-aș da să am acces la Beach Please în backstage anul ăsta? Mamă. Bă, să mor de nu m-aș duce cu hanoracul ăsta pe mine să fac poză cu 6ix9ine și aș pune pe cineva să-i filmeze reacția. Doamne, băi, cum fac bă să am și eu acces în backstage la Beach Please? O zic în mod neironic, da? Ajutați-mă! Și aici la fel, plină secțiunea de comentarii cu taguri pentru mine. Binecuvântează-i, Doamne! Pă bune! Dumnezeu mă încearcă în fiecare zi. În numele Tatălui și al Fiului și... Hai că i-au prins bine băieții. Am eu original și m-au ținut un an și ceva, forță. Păi bă, stai vreau, dracu, cum să te țin o preche de Adidas numai un an? Bă, patenturile astea se fac urât, adică să te țină ca normal, ei se fac urât în general. Uite ce se atacă băieții ăștia în comentarii. Porți Vans, așa-i? Care-i problema? Ce compar tu aici lătrăie aia? Literalmente lătrăie aia cu Adidas și perfecți? Bun, băi, cam ăsta a fost clipul. Sincer, n-a fost așa cringe pe cât mă așteptam. We getting better. Acum, Doamne ajută să ne mai vedem și peste 3 luni cu un alt episod din seria asta. Dar, cum ziceam și mai devreme, dacă aveți sau dacă faceți edituri... Ce-i mai bine? Mie mi se pare că este dezastru ce se întâmplă pe TikTok-ul din România, pe zona de fashion, frate. Este dezastru. Bro, este absolut dezastru total. Mi se pare insane acest lucru, absolut insane. E ireal, efectiv ireal, frate, ireal. TikTok, fai de capul meu, TikTok Fashion România este dezgustător din punctul meu de vedere, vă jur. Efectiv, mă, nu înțeleg ce se întâmplă. Nu pot să înțeleg, gen. Asta este viteza cu care ne mișcăm, din păcate.